După cum v-am obișnuit deja, acesta este un disclaimer. Un disclaimer despre care țin neapărat să vă aduc aminte la fiecare parte a videoului despre povestea mea. Povestea despre lupta cu cancerul de sân triplu negativ. Tocmai pentru că este extrem de important pentru mine ca voi toți să înțelegeți și să interpretați corect informațiile pe care vă le exprim eu aici și să nu permiteți ca vreuna dintre ele să vă afecteze într-un mod negativ viața. Toți cei care deja l-ați vizualizat și l-ați înțeles, puteți să treceți mai departe spre a viziona videoul propriu-zis. Iar tuturor celorlalți vreau să le transmit mesajul că chiar dacă această experiență este 100% reală, ea nu este neapărat și un exemplu de urmat. Pentru că nu există o rețetă a succesului general valabilă. Cu toții suntem foarte și foarte diferiți. Și este important ca orice situație din viața noastră să fie abordată exact din această perspectivă. Vreau să țineți cont de faptul că fiecare terapie și tratament care au fost implementate au fost foarte și foarte bine documentate și de fiecare dată s-a efectuat o evaluare și o monitorizare constantă a stării mele de sănătate, atât înainte cât și după, cât și pe întreg parcursul implementării acestora. Am făcut de fiecare dată o pregătire atât fizică cât și psihică pentru a nu produce mai multe daune și stres organismului meu. De asemenea, vreau să fiți conștienți de faptul că și terapiile naturale pot fi toxice dacă sunt efectuate necorespunzător. Așa că vă recomand ca de fiecare dată să cereți sfatul unui profesionist în domeniu. Pe parcursul acestor 5 ani am studiat foarte și foarte mult organismul uman și chiar și dincolo de acesta și continui să o fac cu și mai mult entuziasm, dar vreau să știți că nu sunt medic și nici nu am studii medicale. Pe de altă parte, sunt licențiată în economie și absolventa masterului de gestiune a afacerilor financiar bancare, interne și internaționale și de asemenea licențiată în psihologie și absolventa masterului de psihologie clinică, hipnoză și terapie de scurtă durată, dar nu sunt psiholog pentru că nu sunt înregistrată la Colegiul Psihologilor din România, pentru că am ales o altă cale, o cale care cred că mi se potrivește mult mai mult. Din toată pasiunea mea pentru tot ce există sănătos pe acest pământ, am ales ca să mă certific internațional ca și nutriționist holistic și lifestyle coach. Bună, dragilor, și bine v-am regăsit în cea de-a cincea parte a videoului despre povestea mea. Povestea despre lupta cu cancerul de sân triplu negativ. În această parte o să vă povestesc despre tot ce a urmat după, despre nenumăratele refuzuri ale medicilor de a mă opera fără a efectua tratamentul de chimioterapie, despre terapii și tratamente foarte și foarte riscante pe care am ales să le implementez, multe despre care poate nici n-ați auzit, iar dacă ați auzit, cu siguranță nu ați întâlnit pe cineva care să aibă suficient curaj care să le și implementeze. Despre momentul critic în care am decis să mă operez singură pe mine, pentru că nimeni, absolut nimeni nu a fost de acord ca să o facă și despre multe și multe alte experiențe și trăiri pe care le-am simțit în acele momente. Eram într-o perioadă în care simțeam și trăiam emoții intense de absolut toate tipurile, care atinseseră cote maxime și care de la o zi la alta mă depășeau din ce în ce mai mult. Dar cu toate acestea, eu am ales în continuare să nu spun absolut nimic nimănui despre tot prin ce treceam eu atunci, fiind conștientă de faptul că dacă aș face acest lucru, toți ceilalți, din iubire și grijă față de mine, ar invada în viața mea ca o avalanșă puternică și cu multă presiune ar încerca să schimbe cursul. Ar încerca să mă convingă să aleg o altă cale, o cale pe care o cred ei corectă și potrivită pentru mine, dar nici într-un caz o cale pe care s-o văd eu la fel. Și în continuare, unica persoană care știa despre tot ce mi se întâmpla mie atunci era fostul meu soț, dar care și el, din păcate, ajunsese la limitele resurselor sale. Pentru că întreaga situație se întindea deja de mai bine de 2 ani și devenise foarte și foarte obositoare, atât pentru mine, cât și pentru el. În astfel de momente este greșit să ne gândim că cei din jurul nostru încetează să ne mai iubească sau că nu își mai doresc să ne poarte de grijă, doar pentru că și ei au ajuns la limita resurselor sale și și-au epuizat acele resurse de răbdare și de înțelegere. Și este momentul în care trebuie să devenim mai puternici, în care trebuie să ne dăm seama că unicul stâlp sigur de suport și permanent din viața noastră suntem noi și nimeni altcineva. Și este momentul ca să nu ne mai băsăm pe toți ceilalți și să punem povara vieții noastre pe umerii lor și după să le reproșăm lor că nu reușesc să facă față tuturor acelor evenimente din viața noastră.
Încercați să vă concentrați toată atenția asupra voastră, să priviți în interiorul vostru și să identificați toate cele resurse de care aveți nevoie, să le amplificați și să vă folosiți de ele, pentru că chiar dacă pare greu de crezut, toate uneltele de care aveți nevoie sunt exact acolo, în interiorul vostru și niciodată în exterior, așa că încetați să le căutați acolo unde ele nu sunt. Iar voi, toți ceilalți care sunteți în apropierea persoanelor care trec prin astfel de situații, încetați să mai depuneți atâta presiune asupra lor ca să facă lucrurile exact cum le vedeți voi, corecte și potrivite pentru ele. Oferiți-le spațiu, spațiu ca acestea, în liniștea lor, să se poată conecta cu propria lor persoană, ca să-și dea seama care este terapia și tratamentul potrivit pentru ele. Și niciodată nu încercați să faceți alegerile pentru ele, pentru că nimeni, dar nimeni în afară de persoana în cauză, nu poate să știe ce este corect și potrivit pentru ea. În acea perioadă îmi aduc aminte că îmi găseam alinarea în cărți, articole, studii și cercetări. Pentru că pe lângă faptul că acestea îmi ofereau informații foarte și foarte valoroase în legătură cu noi tratamente și terapii pe care aș fi putut să le implementez, totodată ele îmi inspirau și foarte multă încredere. Încredere și putere că pot să merg mai departe pe calea pe care am ales-o. Pentru că vreau să știți că și informația, în funcție de aceasta, posedă o energie și o vibrație și vine în viața noastră și ne poate ridica sau scădea propria noastră energie și vibrație. Ne poate deschide uși către noi orizonturi sau ne poate bloca într-o situație și să nu ne permită ca să o depășim. Așa că aveți mare grijă la ce fel de informații permiteți ca să intre în viața voastră, dar mai cu seamă ce fel de informații alegeți ca să rămână acolo. Pentru că trăim în era în care informația este atât de abundentă și într-o cantitate atât de mare și provocarea cea mai mare este ca să fim capabili, ca să putem să selectăm ce este potrivit pentru noi. Așa că încercați să vă informați din multe surse, să treceți totul prin filtrul vostru propriu, ca să vă dați seama ce trebuie să faceți, care este metoda care ar putea să vă ajute pe voi ca să depășiți situația în care vă aflați cu succes. Imediat ce am descoperit acel nou nodul în sânul meu, care a apărut exact în locul cel excizat la ultima operație, la un timp atât de scurt după aceasta, la doar 4 luni distanță, am sunat ca să mă programez pentru o nouă consultație la același medic-chirurg. Și am găsit-o de această dată complet dezinteresată, absolut neimplicată și mi-a transmis clar mesajul că încă o dată ea pe sânul meu nu mai are de gând să intervină. Și practic și protocolul standard în astfel de situații indică că este necesară efectuarea tratamentului de chimioterapie înainte și doar după, dacă va mai fi cazul, se va efectua sau nu operația propriu-zisă și niciodată invers. Și am plecat de la acea consultație foarte și foarte dezamăgită, dar ferm convinsă că trebuie să găsesc pe cineva care să efectueze acea operație pentru mine. Pentru că nodulul meu avea încă sub 2 mm diametru și eu nu-mi doream ca acesta să crească în dimensiune, pentru că eram conștientă că dacă acest lucru s-ar întâmpla și aș permite ca să se întâmple, cu siguranță ar fi mult mai dificil ca el să fie excizat în totalitate cu margini de rezecție sănătoase. Și eu încă aveam în mine o convingere puternică arzătoare, conform căreia, dacă s-ar reuși acest lucru, care nu s-a reușit niciodată în urma celor 3 operații pe care le-am efectuat până în acel moment, cu siguranță o nouă recidivă nu s-ar mai produce. Dar înțelegeam că să găsesc pe cineva care să fie de acord să facă acea operație, să fie de acord să încalce toate acele protocoale, avea să fie foarte și foarte dificil sau poate chiar imposibil. Cu toate acestea, eu mi-am continuat căutările. Chiar dacă la începutul acestora m-am simțit pierdută prin multitudinea de nume și fețe pe care mi le afișau motoarele de căutare. Dar am reușit într-un final să selectez câteva dintre ele. Și prima consultație la care ne-am prezentat a fost la un medic-chirurg de la Spitalul Ierias din București. Acesta, încă din primele secunde ale consultației, s-a prezentat ca fiind profund impresionat de cazul meu și nu înțelegea cum mă aflu eu acolo într-o stare fizică atât de bună în fața lui, excluzând cea de-a doua recidivă din sânul meu, neefectuând toate acele tratamente de chimioterapie și radioterapie, la o distanță atât de mare de la momentul în care am fost diagnosticată cu cancer de sân triplu negativ. Și mi-a comunicat că este un miracol că sunt acolo vie în fața lui, în acea condiție fizică și că cu siguranță am pe cineva sus care mă protejează foarte și foarte puternic.
Și cu toate acestea mi-a spus că el refuză să mă opereze, pentru că protocolul standard în situația mea indică că trebuie totuși să fac tratamentul de chimioterapie și că operație nu este deloc indicată. Și văzând că nu mă poate convinge să fac acest lucru, mi-a recomandat să merg la o consultație la un medic oncolog de la ei de acolo, care este mult mai tânăr și care spera el că ar putea să mă convingă pe mine ca să urmez toate acele tratamente. Și am decis ca să mai permit încă o dată tuturor acelor informații ca să mai intre încă o dată în viața mea. Și am mers la acea consultație împreună cu fostul meu soț. Consultație care a durat câteva ore, timp în care medicul oncolog cu multă răbdare și argumente științifice ne-a răspuns la absolut fiecare întrebare pe care noi am pus-o, lucru care până în acel moment nu s-a întâmplat niciodată, la nicio consultație, la niciun medic oncolog la care am fost, nici înainte și nici după acesta. Și vedeam pe alocuri în ochii fostului meu soț cum parcă deja era convins, convins de faptul că poate ar trebui să-i ofer o șansă acelui tratament de chimioterapie și că poate el ar putea să fie soluția optimă și pentru mine. Eu, pe de altă parte, nu simțeam același lucru deloc. Mai mult decât atât, doar gândul de a efectua acel tratament de chimioterapie îmi dădea niște stări fizice de nedescris. Simțeam o agitație care creștea dintr-o secundă la alta și totodată o stare de preleșin și simțeam cum mă desprind de mine, simțeam cum sufletul meu, cum mintea mea vrea să fugă din acest corp doar la gândul de a efectua toate acele tratamente și nu înțelegeam cum, trăind toate acele stări, eu aș fi putut să accept acel tratament ca să-mi fie aplicat în condițiile în care eu simțeam că el ar fi o moarte sigură pentru mine. Și din clipa aceea nu m-am mai gândit vreodată că tratamentul de chimioterapie ar putea să fie unul potrivit pentru mine. În cele din urmă am înțeles că să găsesc un medic chirurg care să fie de acord să mă opereze, dar mai cu seamă să aibă suficient curaj ca să încalce toate acele protocoale, era aproape imposibil, iar căutările păreau să fie o pierdere de timp. Așa că am încercat să văd întreaga acea situație ca oportunitate. O oportunitate prin care mie mi se oferea timp ca eu să mă informez mai mult, ca să identific noi tratamente și terapii pe care aș fi putut să le implementez. Dar necunoașterea în care eu mă aflam atunci, pentru că nu știam care sunt acestea, îmi dădea o stare de anxietate de nedescris. Dar nu era momentul ca eu să cad, nu era momentul ca să-mi permit ca acest lucru să se întâmple, trebuia să mă ridic, trebuia să merg mai departe pe calea pe care am ales-o. Așa că din nou, mi-am adunat toate puterile care au mai rămas și am început din nou să mă informez, să studiez, să fiu deschisă ca să aflu păreri de diverse tipuri și să mă informez din diverse surse. Să trec fiecare informație prin filtrul meu propriu și să-mi dau seama ce se potrivește pentru mine și ce merită sau nu să încerc și să implementez în viața mea. Și mai mult decât atât, mi-am făcut timp ca să revin către mine, ca să mă conectez cu mine, ca să identific și să amplific în mine toate cele stări frumoase pe care poate să le trăiască ființa umană pe acest pământ, să mă iubesc pe mine, să mă respect, să am grijă de mine și de propriul meu corp, de mintea mea și de sufletul meu. Pentru că lupta devenea din ce în ce mai crâncenă, iar armele din ce în ce mai puține. Și efectuând toate acele acțiuni zilnic, mi-am dat seama că pot să le fac pe toate singur și că nu trebuie să mă mai bazez pe alții ca să mă ajute să depășesc acea situație. Și toate acele gânduri mi-au oferit foarte și foarte multă putere și libertate și m-au făcut neînfricată în fața tot ce mi se întâmpla mie atunci. De altfel, frica de moarte o depășisem cu mult timp în urmă, iar odată cu ea au dispărut și celelalte frici. Iar sensibilitatea faptului că eram mama a unui pui de om de doar 2 ani și gândurile că poate nu o să ajungă în momentul în care el o să-și formeze primele sale propoziții, în care o să înceapă să se joace singur și o să meargă la grădiniță și la școală și eu poate nu o să ajung atunci, am transformat-o în motivație și putere că pot să le fac pe toate, că pot să depășesc toate acele momente grele din viața mea și să ajung exact acolo, să mă bucur de toate cele momente frumoase care urmau să aibă loc în viața mea. În toate acele căutări, am identificat o clinică în București care avea un aparat cu o tehnologie HIFU, despre care toate articolele din acea vreme scriau că ar fi capabilă să distrugă cu succes tumorile maligne. Așa că, fără ca să stau foarte mult pe gânduri, am sunat într-acolo ca să aflu mai multe informații. Dar, din păcate, mi s-a comunicat că acea terapie nu se mai efectuează pe tumori maligne, ci doar pe tumori benigne. Și, fiind foarte curioasă de ce și-au schimbat aceștia protocoalele, de ce nu mai efectuează acea terapie și pentru tumori maligne,
Am încercat ca să găsesc persoana, medicul care a făcut posibil ca acel aparat să ajungă în țară. Pentru că eu știam că este posibil ca acea terapie să se efectueze și pe tumori maligne, pentru că am văzut în alte clinici că se efectuează din afară cu succes și nu înțelegeam de ce în România s-a încetat să se facă acest lucru. Prima interacțiune cu dânsul a fost una foarte și foarte scurtă, pentru că el se grăbea să plece. Dar cu toate acestea, eu am reușit să-i pun întrebarea care m-a dus acolo în fața lui. Și l-am întrebat de ce în România s-a încetat să se efectueze terapia HIFU și pe tumori maligne. El, fiind cu spatele la mine în timp ce își punea geaca, mi-a răspuns cu un ton apăsat că pentru că în România nu mai au curaj. Și acest răspuns mi-a dat foarte și foarte multe speranțe, așa că l-am așteptat în continuare acolo ca să vină și ca să-mi pun și celelalte întrebări, pentru că simțeam nevoia ca să aflu niște răspunsuri și aveam speranța că poate o să reușesc să implementez și această terapie. La întoarcere, medicul rezident care până în acel moment a studiat cazul meu i-a făcut un rezumat și din momentul în care medicul a aflat toate detaliile situației mele medicale, a început să insiste foarte și foarte mult pe efectuarea tratamentului de chimioterapie și să-mi sugereze că acesta este unica mea salvare și nu am mai vrut să discutăm absolut despre niciun fel de terapie alternativă. Dar văzând că nu mă poate convinge, m-a dus în fața peste 20 de medici rezidenți pe care avea acolo și în speranța că dacă el nu a reușit ca să mă convingă să urmez acel tratament de chimioterapie și radioterapie, poate ei o să reușească să facă acest lucru. Și m-am aflat în fața lor peste 30 de minute și am încercat să le răspund la fiecare întrebare, ca să le explic care sunt argumentele care stau în spatele convingerilor mele că acest tratament nu este potrivit pentru mine. Dar nici eu n-am reușit să-i conving pe ei și nici ei pe mine. Și am plecat de acolo foarte și foarte dezamăgită, simțind cumva că mi-am pierdut timpul cu succes. Dar cu toate acestea am înțeles un lucru clar, că în România nu are nimeni curaj ca să efectueze acea terapie și pentru tumori maligne. Am continuat să caut, să mă informez, să studiez. În urma tuturor acelor interviuri pe care le ascultam, a persoanelor care au reușit să depășească astfel de situații, fără a efectua tratamentele convenționale, ci doar prin tratamente alternative, am identificat câteva terapii și tratamente noi care m-au făcut foarte și foarte curioasă despre efectul lor asupra mea. Și am ales să încep cu vitamina C și B17 introduse intravenos. Până în acel moment am consumat suplimente de vitamina C, dar cantitatea acesteia acolo era infimă în comparație cu cea care se introducea intravenos. Suplimente de vitamina B17 nu am consumat niciodată, dar cu toate acestea am consumat de multe ori sâmburi amari de caise, despre care vreau să vă aduc aminte încă o dată că aceștia pot să inducă o toxicitate foarte și foarte mare în corpul vostru și vă pot crea foarte multe daune și stres organismului. Așa că aveți grijă de fiecare dată când alegeți să-i consumați să nu depășiți cantitatea scrisă pe ambalajul acestora. Eu, despre experiența mea cu o toxicitate pe care am simțit-o în urma consumului unei cantități nici nu foarte mari de sâmbure amar de caise, o să vă povestesc la finalul acestei părți. Până atunci, eu mi-am comandat cele două substanțe, în speranța că până o să vină comanda, eu o să găsesc pe cineva în România care o să fie de acord și care o să aibă suficient curaj ca să îmi introducă acele substanțe intravenos. Între timp, în mintea mea se conturau altfel de gânduri, gânduri care luau amploare de la o zi la alta și care pe alocuri mă înfricoșau. Începusem să mă întreb de ce nu există o terapie prin intermediul căreia să se intervină direct asupra tumorii. De ce trebuie să ne obosim, să ne epuizăm organismul introducând tot felul de substanțe intravenos sau prin intermediul suplimentelor și medicamentelor, fie că acestea fac parte din terapii alternative sau terapii convenționale. Și după să ne întrebăm dacă toate acestea au ajuns în locul unde se află tumoarea, dacă au reușit să pătrundă în celulele acestea și mai cu seamă dacă au reușit să le și distrugă. Mi se păreau toate acestea o cale mult prea lungă și aveam impresia că există ceva, o altă cale mai scurtă prin care să se distrugă toate acele celule tumorale direct. În momentul în care au ajuns acele două substanțe la mine, gândul ca să le introduc intravenos dispăruse complet. Îmi doream ca să le injectez cât mai de aproape de tumoare, astfel încât acestea să ajungă la ea într-un timp cât mai scurt.
Și într-o zi mi-am făcut curaj și am injectat peritumoral, adică în jurul tumorii, dar fără să o atingem, pentru că încă nu aveam suficient curaj ca să introduc intratumoral, exact în centrul tumorii. Și întreg procesul era unul foarte și foarte dureros, pentru că vitamina C până la urmă este un acid și mă ustura foarte și foarte mult în interior lângă tumoare și durerea persista și o scurtă perioadă de timp după. Dar cu toate acestea am continuat să injectăm și totodată am continuat să mă monitorizez foarte și foarte detaliat. Am făcut ecografii la perioade scurte de timp ca să-mi dau seama despre evoluția acelui nodul și totodată mi-am dat și analizele de sânge pentru ca să-mi urmăresc indicatorii, ca să-mi dau seama dacă nu cumva toxicitatea din corpul meu în urma injectării vitaminei B17 a atins limite maxime și că poate trebuie să mă opresc. Totodată, din momentul în care am început să injectez, eu mi-am mai adăugat și alte suplimente în protocolul meu pentru ca să ajut organismul meu ca să facă față acele toxicități pe care o inducea vitamina B17. Din păcate, am ajuns într-un moment în care aceasta a atins limitele maxime și a trebuit să mă opresc, să mă opresc din a injecta acele două substanțe. În cele din urmă, spre uimirea mea, am descoperit o clinică în București care efectua diverse tratamente alternative, multe despre care eu deja știam și nu-mi venea să cred cât de accesibile mi erau mie în acel moment, exact în orașul în care mă aflam și eu. Fără ca să stau foarte mult pe gânduri, am sunat acolo ca să aflu mai multe informații despre cum aș putea să beneficiez și eu de ele. Mi s-a comunicat că inițial este necesară efectuarea unei consultații la medicul oncolog al lor de acolo din clinică. Și eu, chiar dacă în acea perioadă aveam o reticență foarte și foarte mare față de medici și de întreg sistemul medical de altfel, în urma tuturor acelor experiențe pe care le-am trăit până atunci, constrânsă fiind cumva de toate acele circumstanțe, am acceptat să o fac și pe aceasta. Și m-am prezentat și la acea consultație, în urma căreia am plecat foarte dezamăgită, pentru că s-a insistat încă din primele secunde ale acesteia pe efectuarea de tratamentului de chimioterapie. Și cumva, mai mult decât atât, toate celelalte tratamente care se efectuau acolo în clinică au fost etichetate ca fiind total ineficiente. Nedumerită fiind de toate acele informații pe care le-am primit atunci, am programat și o consultație la directorul acelei clinici, medic și el fiind, care și el efectua câteva dintre tratamentele alternative de acolo. Și din nou, s-a insistat foarte și foarte mult pe tratamentul de chimioterapie și nici măcar nu mi s-a recomandat să efectuez IPT, care este o doză de chimioterapie foarte și foarte mică, potențată de insulină. Eram șocată de întreaga situație care se afișa în fața ochilor mei. Vedeam medici care efectuează tratamente în care ei înșiși nu cred. Și chiar că pe alocuri eu încercam să le dau dreptate, încercam să înțeleg, pentru că până la urmă toate acele tratamente nu erau reglementate și fiecare suntem un caz diferit. Și mai mult decât atât, nu există o rețetă a succesului general valabilă pentru fiecare dintre noi. Cu toate acestea, nu pot să admit că cineva aplică un tratament și totodată transmite mesajul că acel tratament ar fi ineficient. Pentru că conform legii existenței unei minți universale care spune că nu există mintea mea și mintea ta și că există una singură, o minte universală, toate acele informații sunt implantate direct în mintea interlocutorului și mai ales dacă ele sunt transmise din poziția unei persoane cu autoritate, cum ar fi un medic, au un impact și mai mare, pentru că până la urmă, chiar dacă vă este greu de crezut, ne tratăm exact prin metodele în care credem, așa că aveți grijă de fiecare dată, în momentul în care alegeți să efectuați un tratament, să credeți în el cu toată ființa voastră. Nu odată am simțit puterea cu care mă încarc o persoană în momentul în care mi-a transmis încrederea ei în mine, în momentul în care mi-a spus că o altă cale corectă și potrivită pentru mine nu vede care exista. Este incredibil cum toate aceste emoții și stări care ne sunt transmise sunt capabile să pornească și chiar să amplifice întreg motorul procesului nostru de vindecare. Așa că încercați de fiecare dată să fiți pozitiv, să vedeți frumosul peste tot și să transmiteți încredere persoanelor din jurul vostru. Și dacă nu sunteți în stare de aceste lucruri, să vă îndepărtați de aceste persoane care mai ales trec prin astfel de situații, pentru că riscați să le produceți mai mult rău decât bine. Iar voi, toți ceilalți și mai cu seamă cei care trec prin astfel de situații, încercați să vă creați propriul vostru anturaj. Încercați să vă înconjurați cu oameni frumoși la suflet, oameni pozitivi, oameni care văd binele în detrimentul răului în orice situație, oameni care au energie și o vibrație înaltă și veți vedea cum veți reuși să depășiți astfel de momente mult mai ușor din viața voastră. Și niciodată să nu vă fie frică să rămâneți singuri. Nu uitați că cele mai mărețe lucruri au fost create în singurătate. Dați-vă întâlnire cu propria
propria voastră persoană. De ce aveți impresia că dacă vouă nu vă place să petreceți timp cu voi, altora ar trebui să le placă de voi. Umpleți-vă inițial pe voi cu toate cele emoții și stări pe care voi le căutați la ceilalți și după veți vedea cum veți atrage exact persoanele pe care vi le doriți în viața voastră, iar toți ceilalți pur și simplu se vor auto-exclude. Și niciodată să nu uitați că cea mai puternică și longevivă relație de pe acest pământ este cea cu voi înșivă. Așa că bucurați-vă de ea, lucrați la ea, construiți-o, pentru că toți ceilalți vin și pleacă în viața noastră, iar noi rămânem acolo cu noi mereu și noi știm exact prin tot ce trecem și intensitatea emoțiilor pe care o simțim în toate momentele vieții. Așa că opriți-vă o clipă, simțiți-vă binecuvântați că vă aveți pe voi în viața voastră și mulțumiți-vă pentru acest lucru. În urma celor două consultații, la clinica care efectua tratamente alternative din București, am decis ca să încerc și eu câteva dintre ele. Chiar dacă insistent mi s-a recomandat să efectuez tratamentul de chimioterapie și să nu-mi pierd timp cu acestea, cu toate acestea, eu simțeam că ar trebui să le dau o șansă și eram foarte și foarte curioasă de efectul lor asupra mea. Așa că, mai mult decât atât, mi-am permis ca din lista de tratamente recomandate de către ei să selectez doar cele pe care le vedeam eu potrivite pentru mine, compatibile cu stilul meu de viață, dar și mai mult compatibile cu protocolul pe care eu l-am creat și îl urmam în acel moment. Mi-am permis să fac acest lucru pentru că am văzut că toate cele au fost bifate, fără o implicare foarte mare din partea medicilor de acolo. Pentru că, după cum am spus, ei mi-au recomandat să fac în primul rând tratamentul de chimioterapie și nu vedeau că toate cele tratamente ar putea să mă ajute măcar câtuși de puțin în situația mea. Și am ales să fac într-o săptămână, într-una din zile, hipertermie locală împreună cu vitamina C și acid alfa lipoic introduse intravenos și, de asemenea, într-o altă zi ale aceeași săptămâni, să fac ozonoterapie și bicarbonat de sodiu introdus intravenos. Și am reușit să fac aceste terapii timp de 2 săptămâni, după care clinica, din păcate, a intrat într-o vacanță de 3 săptămâni din cauza sărbătorilor de iarnă. 3 săptămâni timp pe care eu nu mi-l puteam oferi în acel moment, pentru că eu vedeam și simțeam cum nodulul meu continuă să crească, chiar dacă nu cu aceeași rapiditate ca înainte, dar el creștea și se dezvolta acolo în sânul meu, iar 3 săptămâni era o perioadă mult prea lungă ca eu să aștept, fără ca să implementez vreo terapie sau un tratament. Constrânsă de întreaga situație, dar mai degrabă determinată de un gând puternic care tot lua amploare în mintea mea, și anume acela de a identifica o terapie prin intermediul căreia să se intervină direct asupra tumorii, am îmbrățișat într-una dintre zile soluția cu care a venit fostul meu soț. Acesta a identificat o substanță organică ușor metabolizată de către ficatul nostru și care nu ar produce daune întregului organism, dar în schimb ar induce necroză celulară imediată în locul unde ar fi injectată. Evident că ne-am informat foarte și foarte mult. Și spre uimirea noastră am identificat că și în România se practică această terapie, doar că în cazul nodurilor, tumorilor apărute pe ficat. De asemenea, m-am interesat și despre crioterapie și aceasta se practică în România, doar că în cazul tumorilor apărute pe plămâni. Și de fiecare dată, sunând acolo, am fost refuzați ca să se intervină și în cazul meu. Și nu înțelegeam de ce, pentru că până la urmă ei efectuau această terapie pe organe, pe tumori care au apărut pe organe vitale și tumori care erau atât de greu accesibile, iar nodulul meu era sus, localizat deasupra sânului, exact sub piele. Așa că, într-una dintre zile, mi-am făcut curaj și am injectat acea substanță exact în centrul tumorii. Mai erau încă câteva zile până la Crăciun, când am introdus prima doză din acea substanță. Nu o să vă spun despre ce substanță era vorba, pentru că nu-mi doresc ca să-mi urmați exemplu și cu siguranță o să înțelegeți în cele ce urmează și de ce. Am injectat exact în centrul tumorii o cantitate de aproximativ 4-5 ml din acea substanță, pe viu, fără vreo anestezie. Și este de nedescris în cuvinte toată acea durere pe care o simțeam eu atunci, pentru că exact în momentul în care substanța intră în contact cu celula, exact atunci se produce și necroza. Și durerea este cumplită încât îți ajunge până în creier. Nu odată am simțit când mintea mea pur și simplu și-a dorit să se desprindă de acest corp, să plece încât să nu mai simtă toată acea durere pe care o simțeam eu atunci. Și am făcut acest lucru aproape zi de zi, timp de 11 luni. 11 luni din decembrie 2018 până în noiembrie 2019. Timp în care am schimbat câte 2-3 pansamente pe zi, pentru că de la o zi la alta, orificiul prin care noi injectam
s-a lărgit tot mai mult pentru că el se necroza și practic s-a creat ca un crater deasupra sânului meu. Un crater prin care se vedeau toate cele celule tumorale care proliferau de la o zi la alta dacă nu se intervenea cu acea substanță asupra lor. Și pauzele pe care le făceam în momentele în care nu injectam erau doar atunci când eram super obosită și nu mai suportam să simt acea durere zi de zi. După cum vă spuneam, în acele 11 luni am trăit momente cumplite. Momente despre care mi-este foarte greu să-mi aduc aminte, dar și mai greu să vă povestesc și vouă despre ele. Pentru că de fiecare dată când am avut impresia că am trăit tot ce poate fi de trăit mai rău pe acest pământ și că am simțit toate cele mai negative emoții posibile și existente și că am trecut peste cea mai cumplită durere fizică și psihică, de fiecare dată se întâmpla câte ceva care depășea cu mult toate acele momente și necesita din partea mea și mai multă putere ca să pot să depășesc toate acelea. Îmi aduc aminte că într-una dintre seri, în timp ce injectam, fostul meu soț mi-a spus că poate ar trebui să scriu o declarație pe propria răspundere în cazul în care s-ar fi întâmplat ceva rău cu mine. Pentru că până la urmă eu făceam toate cele terapii și tratamente din proprie dorință și nu îmi doream ca în cazul în care s-ar fi întâmplat ceva cu mine, altcineva să fie acuzat pe nedrept. Nu am fost în stare, nu am avut putere atunci să scriu acea declarație. Mi se părea cumplit să o fac, dar mi-am promis, atât mie cât și lui, că dacă o să simt cea mai mică stare de rău, o să fac primul lucru acesta, să scriu acea declarație pe propria răspundere, că tot ceea ce fac este din proprie dorință și sunt conștientă că acele terapii pot să fie foarte și foarte riscante. Excluzând acea gaură din sânul meu sau cu alte cuvinte acel defect pe care îl produceam eu în urma tuturor acelor injectări, eu mă simțeam foarte și foarte bine. Ma chiar mai mult decât atât, nu s-a întâmplat niciodată ca să simt vreo stare de rău care să-mi ridice un semnal de alarmă că este ceva în regulă cu mine. Și toate acele injectări au avut loc pe viu. Niciodată nu s-a introdus acolo niciun fel de anestezie, pentru că eu trebuia să mă conectez cu propriul meu corp ca să-mi dau seama până unde în profunzime s-a ajuns, astfel încât să protejez țesuturile sănătoase și să mă concentrez ca acea substanță să necrozeze doar țesutul tumoral și doar tumoarea în sine și doar foarte și foarte puțin din jurul acestea din țesut sănătos, ca să nu permit ca să producem un defect mult prea mare. Vă dați seama că acest lucru era imposibil. Nu poți să și injectezi, să și treci peste acea durere și totodată să-și dai seama până unde a ajuns substanța. Din acest motiv este important ca această terapie să se efectueze sub monitorizare ecografică, pentru că altfel eu nu-mi dau seama cum poți să-ți dai tu singură seama până unde ai ajuns cu acea substanță sau până unde a ajuns persoana care injectează în tine acea substanță în locul unde trebuie să se producă acea necroză. Și chiar dacă din acest motiv că nu am avut un ecograf prin intermediul care să ne dăm seama până unde am ajuns noi și să izolăm acea tumoare necrozându-o cu acea substanță, am reușit într-un final să nu-i permit acel nodul ca să ajungă la dimensiuni foarte și foarte mari, la fel cum au ajuns ceilalți noduri înaintea lui. Pentru că până la urmă, timp de un an și două luni, din momentul în care am descoperit acel nodul până în momentul în care am reușit să-l operez în noiembrie 2019, acesta nu a depășit mai mult de 3 cm. Și am reușit ca prin această terapie să-mi ofer timp, pentru că, după cum bine știți, nimeni nu-și dorea să mă opereze, iar eu nu puteam să permit acel nodul ca el să crească foarte mult în dimensiune, astfel încât să producă un defect mult prea mare acolo și să fie foarte și foarte greu de excizat. La scurt timp, după ce am început să injectăm, o mare parte din tumoarea necrozată s-a desprins pur și simplu de acolo și a căzut și a lăsat în urma ei o gaură foarte și foarte mare. O gaură prin care se vedeau toate acele celule maligne care proliferau de la o zi la alta, iar eu continuam să injectez în ele pentru că nu-mi doream ca ele să se adune și să formeze un nodul mult prea mare. De asemenea, după sărbătorile de iarnă, am continuat terapiile alternative la clinica din București despre care v-am povestit mai devreme. Doar că de această dată nu am mai făcut hipertermie locală pentru că nu înțelegeam cum aș mai fi putut să aplic o căldură atât de mare în acea zonă în momentul în care eu deja o traumasem atât de mult. În schimb, am continuat cu vitamina C și acid alfa-lipoic într-o zi efectuate ale unei săptămâni și în aceeași săptămână, într-o altă zi, efectuam ozonoterapie împreună cu bicarbonat de sodiu intravenos. Și am continuat să fac acele tratamente timp de 2 luni, timp în care de fiecare dată simțeam efectul lor ca un boost de energie asupra mea, dar cu toate acestea, înțelegeam că
toată acea necroză pe care o produsesem eu în sânul meu nu putea să fie absorbită de către organism și că trebuia să mă operez. Dar din păcate nimeni nu era de acord să o facă și cu siguranță mi-ar fi fost foarte greu să găsesc pe cineva care să încalce toate cele protocoale. Așa că am continuat să injectez ca să mențin acel nodul cât mai mic posibil până în momentul în care o să-mi fac curaj ca din nou să încep căutările, să-mi găsesc un medic chirurg care să accepte să facă acest lucru pentru mine. Undeva pe la mijlocul primăverii, în același an, am trăit niște momente despre care mult timp am gândit dacă să vi le povestesc sau nu. În primul rând pentru că sunt foarte și foarte personale, chiar și intime, iar în al doilea rând pentru că nu eram sigură dacă mulți dintre voi le veți înțelege și le veți da importanță. Dar până la urmă m-am gândit că dacă v-am povestit aici despre atât de multe terapii și tratamente, multe dintre care nu au avut absolut niciun efect pozitiv, de ce să nu vă povestesc și despre o terapie care m-a ajutat atât de mult? De această dată nu eu am căutat, de această dată eu am fost căutată, pentru că atunci când îți pui corect intențiile și dorința de vindecare este atât de mare, universul și puterea divină lucrează atât prin tine, dar și prin oamenii din jurul tău. Aveam un post vacant la clinică pentru poziția de masează și am fost contactată de o doamnă de care am fost absorbită la interviu de abilitățile și specializările pe care aceasta le avea. Și astfel încât la câteva zile după i-am propus ca să facem o terapie. Nu eram pregătită să facem un masaj corporal, pentru că aveam o gaură în mine și nu-mi doream să vorbesc despre aceasta. Dar o terapie craniosacrală suna bine pentru mine în acel moment. Și chiar dacă eu nu-mi doream ca să-i povestesc Roxanei despre tot prin ce treceam eu atunci, ea m-a descoperit prin abilitățile pe care le are. Nu a fost o terapie craniosacrală obișnuită, pentru că ea posedă abilități net superioare acesteia. Exact din momentul în care și-a pus mâinile pe fruntea mea, au început să curgă lacrimi și roaie din ochii mei. Și nu plângeam efectiv, eram ca o statuie din care curgeau lacrimi, pentru că ea îmi reda intensitatea gândurilor pe care le rura mintea mea în acel moment. Pentru că eu eram în căutarea de soluții, în căutarea de soluții pentru a rezolva toate problemele mele de pe toate planurile, dar mai cu seamă cele legate de starea mea de sănătate, pentru că mă simțeam într-un mare și mare pericol. Și tot în cadrul aceleiași terapii am simțit la un moment dat o presiune pe întreg corpul meu, care devenea din ce în ce mai puternică și mă sufoca pe alocuri și care s-a transformat la un moment dat într-o forță care mă trăgea în sus și s-a desprins de mine și brusc, din lacrimi, fața mea a schițat un zâmbet, de parcă sufletul meu s-ar fi simțit eliberat și ușurat. Greu de explicat tot ce am trăit eu în acele momente, greu și pentru mine ca să înțeleg eu care am fost acolo. Dar totul părea parcă desprins dintr-un basm în care forțele răului se luptă cu forțele binelui, dar în care binele de fiecare dată câștigă la final, exact cum este și această poveste. Șocată de toate cele întâmplate la acea prima ședință, am continuat terapiile cu Roxana. Aceeași experiență nu am mai trăit-o niciodată, dar fiecare terapie cu ea mă făcea să mă simt atât de bine. Era ora în care mă rupeam complet de realitatea în care trăiam, care nu-mi plăcea atât de mult, care mă făcea atât de mult să sufăr. Era ora în care mă eliberam de toate grijile și nevoile mele. Era ora în care mă încărcam cu multă putere și energie ca să pot să merg mai departe, ca să pot să depășesc toate cele obstacole din viața mea. Și o lungă perioadă de timp am tot căutat informații ca să-mi dau seama ce s-a întâmplat la acea prima ședință. Și o mare parte dintre ele au venit către mine printr-o carte pe care am primit-o, care vorbea despre corpul uman și mai exact despre corpul fizic, eteric, mental și astral pe cele patru niveluri. Și mi-am dat seama atunci că noi suntem mai mult decât corpul fizic. De altfel, acesta nu reprezintă mai mult decât 5% sau puțin peste din tot ceea ce suntem noi. O mare parte din emoțiile pe care le simțim zilnic, și aici mă refer la cele emoții negative, emoții de o vibrație joasă, de tristețe, depresie, ură, invidie, gelozie și așa mai departe, ne pot slăbi foarte și foarte mult aura, care înseamnă protecția corpului nostru fizic și ne pot face mai vulnerabili în fața unor entități care se pot prinde de noi în astfel de momente. În special în timpul nopții, când aura și așa slăbește pentru că nu se mai încarcă cu energia soarelui, devenim și mai vulnerabili în fața lor. Așa că aveți grijă ca de fiecare dată când mergeți la culcare să vă eliberați de toate gândurile negative, să mergeți limpezi și curați, astfel încât, măcar din acest punct de vedere, să nu contribuiți la slăbirea protecției
vieții voastre. Și poate că rezonați sau nu cu toate aceste informații, poate că vi se par adevărate sau nu, dar un lucru este cert, trebuie să avem grijă la ce fel de emoții simțim, la ce fel de emoții emitem, la ce fel de gânduri creăm, pentru că toate acestea ne pot influența foarte și foarte mult realitatea în care trăim. Undeva pe la mijlocul verii am plecat într-o vacanță cu întreaga familie la mare. Eu cu o gaură în mine de aproximativ 2 cm care ulcera continuu și care necesita ca să schimb pansamentele de minim 2-3 ori pe zi și de asemenea să injectez zilnic și să trec peste toate cele dureri cumplite și peste tot disconfortul fizic pe care îl simțeam eu atunci. Riscul ca să mă infectez în toate cele 11 luni era unul foarte și foarte mare, dar cu atât mai mult dacă mergeam în astfel de vacanțe la mare. Eram foarte și foarte descoperită, dar cu toate acestea eu nu am permis vreodată gândului, fricii că poate aș putea să mă infectez, să mă copleșească, pentru că de multe ori atunci când simțim o frică, emoțiile pe care le trăim atunci sunt atât de intense încât pot să determine ca acele frici să se materializeze. Evident că eu am făcut mai mult decât atât și am avut grijă de mine și am sterilizat absolut tot cu ce a intrat în contact acea zonă și de asemenea am găsit niște plasturi care au sigilat perfect acel defect și mi-au permis ca să pot să fac chiar și baie în mare. Eu chiar dacă trăiam într-un stres continuu în acea perioadă, într-un disconfort atât fizic cât și psihic, pentru că simțeam o durere cumplită și de asemenea pansamentele trebuiau schimbate foarte și foarte des, iar eu nu trebuia să fiu descoperită, nimeni nu trebuia să știe despre tot prin ce treceam eu atunci. Am ales să merg în acea vacanță și să mă bucur de acele momente frumoase alături de familie. Pentru că, repet, viața nu este doar despre momente triste, nefericite și dureroase. Ea este și despre momente frumoase care trebuie trăite din plin. Trebuie să învățăm să delimităm toate aceste evenimente negative de cele pozitive și să nu le permitem ca ele să ne umbrească nouă viața. Pentru că este posibil sau cel mai probabil posibil ca în viitor niciodată acele momente să nu se mai repete în aceleași circunstanțe și mai cu seamă și mai dureros este atunci când nu se mai repetă cu aceiași oameni. Întoarsă din acea vacanță, înțelegeam necesitatea unei operații pentru că eu nu puteam să continui să trăiesc în acel mod. Nu puteam să-mi mai permit să simt acea durere cumplită în urma tuturor acelor injectări. Nu puteam să-mi mai permit să simt acel disconfort de a schimba câteva pansamente pe zi pentru a evita orice infectare. Mai ales că simțeam că am făcut deja până în acel moment tot ce era de făcut și că mai mult decât atât în profunzime eu nu pot să merg pentru că riscam să produc un defect mult prea mare care după poate ar fi fost imposibil de corectat. Dar cu toate acestea, eu încă nu aveam suficient curaj ca să încep căutările, ca să găsesc un medic chirurg care să efectueze acea operație, pentru că încă eram traumată de toate cele experiențe la consultațiile medicilor cu care am interacționat înainte. Și ajunsă cumva în culmea disperării, văzând cum tumoarea se dezvoltă în continuu în sânul meu și era ca o ciupercă prinsă de mușchiul meu pectoral, m-am gândit într-o zi că poate aș putea eu să excizez singură întreg acel țesut necrozat din tumoare. Chiar dacă eram conștientă de faptul că nu aș fi putut să o fac profesionist pentru că nu aș fi avut suficient curaj și putere mai cu seamă ca să pot să intru cu bisturiul și în țesutul sănătos din jurul tumorii, mă gândeam că poate în acest mod aș fi putut să mai trag de timp ca să pot să îmi adun toate puterile și să prind la curaj ca să încep căutările unui medic chirurg care să mă opereze. Nu a fost ușor să accept acea idee, mi se părea o nebunie și acum mi se pare, dar măcar am făcut-o și am exclus-o ca și opțiune și m-am liniștit după. Și au trebuit să treacă câteva săptămâni până ca eu să prind curaj să-mi comand bisturiul și lamele pentru acesta și încă câteva săptămâni ca să-mi adun toate puterile, ca să merg într-o zi la baie și timp de o oră și jumătate să excizez pe viu, fără niciun fel de anestezie, întreg acel țesut tumoral acolo necrozat. Și adrenalina m-a ajutat foarte mult ca să trec peste toate acele dureri, pentru că în urma excizării întregului acel țesut tumoral necrozat de acolo a rămas o gaură foarte și foarte mare și am ajuns atât de în profunzime până la mușchiul pectoral pe care îl vedeam cum se zbătea în momentul în care îl atingeam cu bisturiul, iar durerea era cumplită de nedescris și vedeam cum încă în jurul acelei găuri pe care o creasem eu mai existau celule tumorale, dar eu nu mai înțelegeam unde este limita între acestea și țesutul sănătos și nu înțelegeam cum aș putea să merg mai în profunzime pentru că ajunsesem la limitele puterilor mele. Așa că am lăsat acea gaură care o lungă perioadă de timp m-a usturat după și a fost deschisă și am continuat să-mi pun pansamente acolo și pentru că vedeam că celulele tumorale se dezvoltau și continuau să crească,
am continuat să injectez și eu pentru ca să mențin să fie acolo cât mai mici și să produc acea necroză și să nu le permit ca să crească într-un nodul mult prea mare. În următoarea perioadă am mai trăit o experiență negativă, o toxicitate pe care mi-am indus-o în corpul meu consumând o cantitate nici nu foarte mare de sâmburi amare de caise, undeva aproximativ 30-35 de bucăți care sunt foarte și foarte mici, dar la scurt timp după ce am consumat am simțit cum sunt cuprinsă de o stare de rău și de o agitație între corpul, pulsul meu se ridicase foarte mult și simțeam cum totul parcă se produce într-o agitație foarte și foarte mare. Am ales să mă calmez, să fac tehnici de respirație ca să evit un atac de panică, pentru că eram singură acasă cu un bebeluș care dormea și de asemenea am ales să consum foarte și foarte multă apă. Și vă povestesc toate acestea ca să vă atrag atenția asupra faptului că și terapiile naturale pot fi toxice dacă sunt efectuate necorespunzător, așa că aveți grijă de fiecare dată când decideți să implementați ceva și informați-vă și încercați să fiți atenți, să vă observați, pentru ca să nu ajungeți cumva ca să vă produceți mai multe daune și stres organismului vostru. Eu, în acel moment, am înțeles pe propria piele cât de periculoși pot fi acești sâmburi amari de caise care se comercializează la liber peste tot. Și aveți grijă de fiecare dată să nu consumați mai mult decât 15-20 de bucăți, dar și aceasta poate fi o cantitate mult mai mare pentru o persoană. Așa că încercați să creșteți progresiv cantitatea dacă alegeți să consumați din diverse motive. Pentru că se apropia ziua lui Marky și el făcea 3 anișori, iar noi cumva ne obișnuisem deja ca toate aceste evenimente să le sărbătorim într-o altă țară fiind, am ales și atunci, indiferent de tot ce mi se întâmpla și tot prin ce treceam eu, să mergem într-o vacanță în Turcia de această dată. Și această vacanță a fost una dintre cele mai chinuitoare vacanțe pentru mine, pentru că toată acea gaură pe care o creasem eu în sânul meu era imensă și acele celule continuau să crească acolo și să se dezvolte. Iar gaura începuse să se extindă până spre axilă și înțelegeam că acele celule tumorale au ajuns deja foarte și foarte aproape de ganglionii din axilă și riscul ca ei să migreze într-acolo și de acolo mai departe prin sistemul meu limfatic și să se prindă și de alte organe și să formeze metastaze era unul foarte și foarte mare. Dar cu toate acestea eu încă nu aveam curaj ca să încep căutările, ca să găsesc un medic potrivit, ca să efectuez acea operație. Iar gândul că trebuie să fac acest lucru mă chinuia foarte mult. Și practic a fost mereu prezent în acea vacanță în care eu nu am putut să mă bucur de ea. Despre tot ce a urmat după, despre dificultățile pe care le-am întâmpinat în căutarea unui medic chirurg care să efectueze cu succes acea operație, despre operația propriu-zisă care s-a efectuat atât de pe larg încât s-a excizat de acolo foarte și foarte mult țesut cutanat, încât a fost imposibil de închis fără ca să intervină un medic estetician, despre recuperarea de după care a fost atât de dificilă pentru că nu am putut să-mi mișc brațul aproximativ 6 luni de lângă corp și nu în ultimul rând despre un nou nodul care a apărut în sânul meu la un timp atât de scurt după operație, la doar o lună, care a însemnat și cea de 3 recidivă și despre multe și multe alte experiențe pe care le-am trăit atunci o să vă povestesc în următoarea parte. Vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit până aici și ați avut atât de multă răbdare să o faceți. Aveți grijă de voi și de cei din jurul vostru și nu uitați că sănătatea este cel mai de preț dat vin cu care ați venit pe acest pământ, așa că păstrați-l!